Când auzi că cineva este dat în urmărire generală pentru că a fost condamnat, te gândești la indivizi fioroși. Ei bine, doamna Elena Mladin este cea mai în vârstă persoană dată în urmărire generală, după ce a dus nepotului său în penitenciarul din Drobeta Turnu Severin, droguri în sarmale. O bătrână de 83 de ani din Cara Severin este una dintre cele mai urmărite persoane din România. Femeia este condamnată pentru trafic de droguri, iar polițiștii încearcă să o prindă de mai bine de 3 ani. Elena Mladin, fostă Toma, a primit o pedeapsă cu închisoarea de 2 ani după ce a primit o condamnare în anul 2019 pentru trafic de droguri. Femeia a fost prinsă în timp ce îi ducea cannabis unui nepot în închisoare. Bătrâna avea 81 de ani în momentul în care a primit condamnarea și a făcut apel ca pedeapsa să-i fie micșorată. Cu toate că a primit ce a cerut, femeia nu a ajuns niciodată la închisoare, pentru că după condamnare a dispărut, mutându-se într-un oraș din Australia.